Hi, Gruya. Hi. Hi, Dao Wen. Hi, Wen. Ne face o deosebit de mare plăcere să vă vorbim și să vă arătăm cât de frumoasă și de liberă, plăcută și cât de multe satisfacții îți dă viața la țară. Și aceasta este una dintre acele zile în care vă arătăm și partea mai puțin plăcută, care face parte din viața la țară. Pentru că nu poți să ai animale fără să ai gunoi. Și cu gunoiul nu poți să stai în adăpost la nesfârșit. Și astăzi e o zi în care scăpăm de gunoi. Fetelor, ce faceți? V-a venit primăvara? Ți-a venit primăvara, Măriuca? Da, la tine, a venit primăvara. Așa se simte. Păsările cântă, soarele strălucește. Zăpada asta ne cam încurcă că ține frigul la sol, da? Vreme de lucru. Ce faci, mă, acolo, mă? Ce faci? Ce faci acolo? Ce faci? Da, păi mult ai făcut. Mult, dar că e foarte mult aici. Au fost 50 de centimetri de gunoi. Și, na, durează aici o zi întreagă, cel puțin. Cum îi mai pot? Nu stai să pot, că îi ziceam la Victor, în trecut îi ziceam la Victor că... Ziceam la Victor în trecut că dacă nu-i place la școală și nu se ține de școală, dar avem de scos gunoiul din grajd. Și cred că a presimțit el ceva, că astăzi s-a dat bolnav. E bolnav la pat, e tutușește, temperatură și am rămas singur. Nici n-am pe cine chema. Anul trecut a fost foarte la îndemână. Am avut un vecin care a dus remorca până aici în spate și băgam cu roaba direct în remorca. De data asta încă e moale, încă e zăpadă, nu ne mai complicăm. Vreau să văd gunoiul scos afară, pentru că vor începe în curând fătările și să am pat curat la capre. Și era tare mult aici, greu mai deschideam ușile și toate aceste aspecte. Plus că a fost o zi mai însorită, am considerat că, uite, caprele numai afară stau de când le-am dat drumul. Le place la soare, le fodor de soare. Să se vadă.
Dacă vrei să vezi partea pozitivă a lucrurilor și faptul că animalele astea îți produc o mulțime, o grămadă mare de gunoi, e un mare, mare avantaj. Pentru că e îngrășământ natural sănătos și ieftin pentru noi care îl avem. Pentru mine e o bucurie că îl scot acolo afară, îl las să putrezească încă și mai mult. Din primăvara asta o să începem să-l punem pe grădină. Și ce nu pleacă pe grădină, va rămâne în grămadă și se va face și mai bun în timp. Așa că pe terenurile noastre, pe unde pasc animalele, nu prea avem nevoie să punem gunoi pentru că pasc ele și balegă în zona unde se află. Și atunci avem gunoi din belșug, ieftin și la îndemână. Pentru noi gunoiul ăsta e o resursă extrem, extrem de importantă în grădină. De-a lungul timpului am învățat cât e de bun și de valoros un gunoi de calitate. Și gunoiul de oaie și de capră, din ce știu eu, e printre cele mai bune îngrășăminte pentru animale, pentru grădină. Gunoiul de porc e mai slab, din ce am auzit, și gunoiul de vită are tendința să ardă plantele, răsadurile. Dar gunoiul de oaie și de capră știu că e foarte, foarte bun. Dacă știți voi care e cel mai bun gunoi și vreți să ne dați detalii, scrieți-ne în comentarii, pentru că noi suntem orășeni mutați la țară și nu le știm pe toate. Avem nevoie de ajutorul vostru să ne educați. Până la genunchi. Bine că partea asta până aici a rămas nescoasă anul trecut și a rămas așa și ea e așa gros, acolo încolo se subțiază. Bine, practic tot trebuie să fie la același nivel, nu? Nu neapărat. Caprele nu au pretenții. Depinde de holongări și de câți pun mâna la lucru și cât timp ai. Că mi se cam termină cerealele și la porci, trebuie să mă duc să desfac mălai, să macin. Și de-aia, când vine primăvara, nu știi pe ce să pui mâna. Mai ales că vor începe și fătările la capre. În anii trecuți, fiind youtuber, le-am tot urmărit și le-am tot filmat. Și vă arătăm acum niște cadre cu fătările din anii trecuți. Să vedeți ce frumos e când îți fată un animal și după luni, săptămâni și zile de așteptare, să vezi ce fel de produs a face, cum vor arăta iezi sau ieduțe și așa mai departe. E bucuria aia să-i vezi. Să-i vezi că o apărut. Ca norocul că se lungește ziua și avem timp de toate. Da. Hai de-a tu nu te mereți afară, hai de-a-ți încoace. Adică ai mereți așa și-o vine cățelul. Și cățelul vine că îi place de capre. Aici stă cu ele înăuntru. Hai gruia, hai! Haide-mă! Iubitule! Tare mulți mi-au întrebat ce rasă de câine îi. Cred că e un ciobănesc corcitură, pentru că nu îi se cunoaște tatăl,
Dar mama e foarte frumoasă și blândă. Și cred că și el va fi frumos. Am văzut că îi place animalele. Stă cu ele, să te uită la ele. Îți place la animale, așa e, mă? Dacă lăsăm aici să se oblinească cu ele, o să-i placă. Dacă nu, și îl îmblătim de cap să-l învățăm să meargă pe cordă, apoi e altă problemă. E obișnuit la noi. Na, nu te sui pe mine, că pe când îi fi mare nu mi-a plăcea. Așa, stai că eu te la... Stai că eu te mângâi și tu ești liniștit. Așa, bravo. De lăbuța. Bravo. Bravo. Mănâncă bine? Da. I-am cumpărat la conservă, eu cumpărat Andreea conservă de carne. Nu-i voie. După nu mine nu dai așa, cu gura. Că nu dă cu gura, el vrea să-i ies dință. Nu mai lovi. Nu-i voie, mă. Nu-i voie să dai cu gura. Nu-i voie. Nu luam nicio jucărie, Sofie. Am zis că are ceva de pe aici. Pune-l pe spate, că îmi place să mângâi, mă, să te faci mare, să iubești caprele. Așa. Bă. Că se face cât o capră. Du-te, Sofia, în casă. Dar mai vreau să stau un pic, să mai joc cu ei. Să aruncă gruia. Da, băi, ci... ci duce până în vale, tot așa. Băi, ai grijă, băi, că ești pe rotund. Lasă-l un pic, lasă-l un pic. Dă-le afară, dă-le afară. Grasule, ți-ai dat seama că ai punctul slab. Șupă el! Șupă el! Ce se aude, mă? Ce se aude? Graiu sau cum? Gruia. Nu, e prea complicat numele. Ba, gruia. Uite că o tot țin minte, dar gruia tă graiu. Gruia. Așa îi rămâne numele, gruia. Păi câinele meu, eu hotărăsc. O să-ți scrii în palmă, dacă uiți, și gruia rămâne. Păi gălușca mică, gălușca mică, gălușca, se zice gălușca. No, Sofia, nu vii să mă ajuți? Du-te, schimbă-te și ajută-mă, că anul trecut ai fost tare curajoasă. Mă! Anul trecut ai pus. Au! Nu-i voie, mă! Nu-i voie! O să vă arăt niște cadre din anul trecut, când a venit Sofia și da, că și ea mă ajută, că s-o plătesc. Hai, te plătesc, îți dau 100 de lei dacă mi-ajut să încarci două robe. Sau cât i-am zis? O robă? Nu o putut lua, nici două lopeți. N-au zis, stai mai încet, nici, s-o lăsa, nu mai trebuie bani.
Și am rămas tot singur. Hai, fetele! Hai, dați tu, nu te fugiți pe afară, că mă va fi frig. Dragilor, ăsta e video de astăzi. Sperăm că v-a plăcut. Spuneți-ne în comentarii, voi aveți gunoi? Aveți de unde să vă faceți rost? De unde obțineți gunoi pentru grădinile voastre? Că dacă stați la țară, un chic de gunoi vă trebuie. Și spuneți-ne părerea voastră despre acest video. Spuneți-ne ce v-a plăcut. Spuneți-ne dacă gruia îi se potrivește la cățelul ăsta. Asta e treaba noastră la țară și vor urma videouri foarte interesante de acum încolo, un video în care vom discuta despre ce urmează în gospodăria noastră, ce proiecte avem de viitor. Dar ăsta e video de astăzi, vă mulțumim pentru vizionare, așteptăm comentariile voastre, like-uri, distribuiri, vă salutăm și ne vedem data viitoare! Ia uite ce furcă faină am. Ai lumină tu, dar de unde ai furcă așa frumoasă? E, nu numai că e frumoasă, dar e foarte specială pentru că e foarte groasă. Și principala problemă când scoți gunoi din grajd e că se rupe furca. Și cu furca asta, hai să vezi ce fain e. Uite așa o plăcintă mare. Ha? Te cam doare spatele, că e greu. Nu mă doare spatele, că eu sunt bărbat. Pe bărbat n-are voie să-i doară spatele. În cultura bărbatului nu există durere. Numai când îl doare un jejet sau nasul sau urechea sau când răcește. În rest nu-i bolnav de nimic bărbatul, e invincibil. Îmi place cum gândești. Îți place așa? Îți place să ai un bărbat invincibil lângă tine. Dragule, te aștept la masă. Da. Da, da. Na, bine, așteaptă-mă. Dar ce ai făcut de mâncare? Niște orez cu cămintă. Au! Pe când a fi gata? Când să viu la masă? Deci nu-i gata. Na. E de acolo. Că tu ce-i de acolo? Tu ce-i de acolo? Gruia tu, nu graiu. Scrie și tu în palmă numele. Haide, băi! Când am adus roaba, au lătrat la ea. Gruia! Haide! Bravo! Bravo, mă, frumosule! Prietinule! Bravo! Tu o să fii prietenul meu. Cel mai loial. De acum încolo, da? Așa țin. Nu roade jejetul. Nu mușca mâna care te hrănește.